Începem dimineața cu o invitată deosebită, iar despre asta vă veți convinge în minutele următoare. Alături de mine este Maura Angel, un om lumină, jurnalistă și organizatoare de evenimente. De fapt, o promotoare a lucrurilor frumoase. Avem plăcerea să discutăm cu ea în această dimineață. Bună dimineața, Maura! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să fiu aici. Cu cel mai mare drag, să știți, o să începem cu cel mai proaspăt eveniment care s-a întâmplat în viața dumneavoastră. E vorba de lansarea cărții Autentic, care a avut loc chiar cu câteva zile în urmă, cu o săptămână urmă undeva. De unde a pornit ideea și ca să facem un rezumat pentru telespectatorii noștri, despre ce este Autentic, despre ce este această carte? Cartea Autentic, Gânduri în oglindă, este o antologie de texte de inspirație jurnalistică. Sunt inspirate din multe editoriale semnate de mine în ultimii ani. De unde a pornit ideea? E ideea poate a oricărui jurnalist ca la un moment dat să adune între filele unei cărți o parte din experiența lui și să o dea mai departe. Evident, celor care vor să se bucure sau măcar să o cunoască. Autentic este o carte gândită în trei părți. Și înainte de a vă spune despre ce este vorba, trebuie să răspund la o altă întrebare. Materialele erau pregătite de mult, dar mă frământa un gând. De ce un alt public sau un public mai larg decât cel cu care eu m-am obișnuit sau care mă urmărește ar citi sau ar cumpăra această carte? Și proiectul a început în momentul în care am primit și răspunsul. Am invitat publicul să fie personaj în carte și subiectele pe care altă dată le-am tratat ca editorial, acum le-am răsturnat un pic. Publicul este cel adus în prim plan și invitat cumva să își exprime opinia în legătură cu ceea ce s-a întâmplat. Știm ce este editorialul, un punct de vedere legat de un anumit subiect la un moment dat. Ei bine, de această dată am pornit într-o călătorie inversă și invit pe cititori și pe dumneavoastră și pe toți cei de acasă și cei care ne urmăresc să își pună câteva întrebări pe care eu le-am lansat la finalul celor 30 de texte care constituie prima parte a cărții. În fapt, o călătorie, o introspecție, dacă doriți să-i spunem așa, despre cum te simți tu și ceea ce trăiești, cât din ceea ce iubești, simți, trăiești, faci, este autentic, cât îți asumi din toate acestea, pentru că tot ceea ce trăim și realitatea noastră este dată de bucățica pe care noi o punem acolo. Dacă am făcut bine, ne este bine, dacă n-am făcut bine, ne plângem și de foarte puține ori ne uităm la noi. Oare ce ar fi trebuit să schimb? Și eu am un exemplu pe care îl dau, e poate și cel mai la îndemână. Ne plângem de unele legi, dar nu mergem la alegeri. Că nu mi-a plăcut nu știu care candidat, că n-am avut cu cine vota. Păi și atunci, care e rezultatul? Rezultatul e unul din răspunsurile de aici. Nu te-ai implicat, nu ți-ai asumat. Partea a doua a cărții este dedicată copiilor, pentru că eu, nu, nici o societate, nici o țară nu are viitor fără a vorbi despre copii. Eu pun mare preț pe educație și învățătură fără educație nu se poate. Așa ele este. Nu sunt, se completează. Degeaba ai învățătură dacă nu ai și educație. Iar în partea a treia am încercat să fac o radiografie a lumii în care noi trăim, a comunității, dacă vreți. Am scos în evidență unele aspecte care mi-au plăcut, altele care nu mi-au plăcut și de fiecare dată invit și publicul să ofere o părere. Ți-a plăcut? Nu ți-a plăcut? Tu ce ai fi făcut atunci? Tu unde ești în această bucată de lume? Ați spus mai devreme foarte frumos despre faptul că oamenii ar trebui să-și pună niște întrebări. Iar subiectul autenticității practic ne frământă acum în ultima perioadă din ce în ce mai mult. Mă bucur că spuneți că ne frământă și bine ar fi să fie așa, măcar într-o mică măsură, pentru că a fi autentic înseamnă a fi cinstit cu mine. Exact. Asta înseamnă. Adevărul e că în zilele noastre toți se ascund după alți oameni, deci cumva după oameni, să fie cine ei nu sunt, mai ales că rețelele sociale au luat o amploare foarte mare, noi toți ne construim acolo oameni
care nu sunt aceiași cu cei care... O parte din noi se construiește acolo. O parte, acolo. Nu zic de toți, da, zic de toți, dar există o tendință. Eu spun așa, da. O parte din fiecare dintre noi, cei care activăm și în mediul virtual, pentru că există meserii care aproape nu se pot face fără acest mediu. Iar eu ca jurnalist, cum mă obligă meseria să fiu acolo, să aflu noutăți, să intru în contact cu oamenii. În virtual e adevărat că suntem poate altfel decât suntem zi de zi. Bine ar fi să înțeleagă toată lumea că ar trebui să fie, să aibă grijă cum este acolo. Să învățăm să fim autentici. Să învățăm să fim Am autentici. Am ajuns să vrem să învățăm asta. Am ajuns să vrem să învățăm asta, dar tot din vina noastră. Pentru că nu suntem atenți la măștile pe care le purtăm. Fiecare dintre noi are mai multe roluri. Ai rolul de la muncă, din familie, ai copii, ai, nu știu, ai mai multe roluri pe care ne le îndeplinim așa cum poate fiecare cum consideră. Dar în spatele acelor roluri, tot noi suntem. Da? Tot eu sunt Maura care scrie, tot eu sunt Maura care merge la piață, care are cursuri de jurnalist cu copii, care stă de vorbă cu dumneavoastră. Ori, dacă fundamentul acela nu este solid și nu ai încredere în tine și nu ești responsabil de ceea ce faci și de fiecare dată îți imaginezi că cum ar trebui să te comporți, devine, nu obositor, cred că obsesiv și maladiv. Așa este. Vor urma și alte volume? Eu mi-aș dori, pentru că desigur, e o parte din munca mea și e frumos să știi că ajunge la mai multă lume și altfel. Deocamdată rămânem la autentic, pentru că e fierbinte și nu știu să vă spun, anul acesta poate doar un ghid de jurnalism, eu având și opționale în școli și un club de jurnalist pentru copii, prin care vreau să îi învăț să își găsească propria voce. Să nu ia gândurile gata gândite, să vadă lumea cu ochii lor, nu cum li se spune, să o vadă și realitatea așa cum este. Ați menționat despre școala pentru copii. De unde a pornit gândul să lansați o astfel de școală și de ce? Și cum vedeți importanța unei astfel de școli? Școala nu e nouă. A fost înființată în 2015 și a plecat tocmai de la această idee de a le oferi copiilor un spațiu de expresie, un spațiu public, de a învăța să-și gestioneze emoțiile. Ei au la școală, sigur, obiecte ce țin de dezvoltarea personală, se lucrează și învățătorii și diriginții, au tot felul de astfel de lucruri, dar școala e școală, non-formalul e non-formal, eu activez în zona non-formală. Și țin foarte mult la educația non-formală pentru că, din punctul meu de vedere, este cea care te ajută să te construiești așa cum ești. Deci, dumneavoastră, ați văzut, sunt mulți copii care după școală au cursuri de pian, cursuri de balet, basket, volei, pictură, șah. La un moment dat, în urmă cu mulți ani, m-am gândit de ce or fi așa de multe și cum i-ar ajuta pe copii? Desigur că îi ajută, dar m-am gândit, dar toate sau atât de multe? Da. Poate nu erau alternative la momentul când vă gândeați dumneavoastră. Erau alternative, dar pe urmă mi-am dat și răspunsul, da, cât mai mult non-formal ajută, pentru că el în non-formal se regăsește așa cum este. De ce merge un copil la cursul de pian? Pentru că îi place. De ce merge să facă basket? Pentru că e bucuros acolo. Vrea să exteriorizeze energia, vrea să arunce undeva. Vrea să-și facă prieteni. De ce ar veni la clubul de jurnalism? Ca să învețe să vorbească în public, să susțină un discurs, să facă dezbate, să-și facă prieteni și să-i mențină, că este foarte important. Școala e școală, indiscutabil și are tot respectul meu. Dar nu e suficient loc pentru non-formal, pentru că există o programă, curiculă, foarte aglomerată și copilul e obligat să învețe matematică, română, istorie, geografie. Poate nu are aptitudini înspre toate acestea, dar știind că urmează
își urmează cursurile și workshop-urile pe care, la care merge cu pasiune, se încarcă de acolo. Și îți vine a doua zi la școală bucuros, uite că mai ia o notă mare la matematică, chiar dacă poate nu-i place. În general, public speaking-ul este un domeniu pe care copiii se tem să-l acceseze. Eu aș spune că adulții. Complexe, inhibiții, de iată de ce consider că e foarte important să învățăm să facem asta de mici. Foarte important. Să nu important. Ne trezim la 25 de ani, că suntem deștepți. Sau la 40. Sau la 40, că suntem deștepți, avem ce spune, avem cunoștințe care într-adevăr sunt mult mai importante decât... Dar ne se taie picioarele în fața unui public. Da, și ies în față cei care nu întotdeauna au ce spune. Dar nu valorile. Nu generalizăm. Dar și iată de ce e important să învățăm de mici, să nu ne temem, pentru că oamenii nu mușcă. Să nu ne temem de ce spun ceilalți. Așa, da. Da, e adevărat, există tendința asta la copii, mai ales că în ultimii ani am asistat la explozia asta a virtualului în care ei petrec foarte mult timp. Familiile nu mai au foarte mulți copii, cunosc foarte multe familii cu un singur copil, deci el crește cumva sub un glob de sticlă. Și are nevoie să învețe că el este o entitate specială, care are propria voce, are dreptul să aibă propriile păreri și că dacă unii nu sunt de acord cu el, poate nu-i problema lui. Da, așa este. Da. Ați menționat mai devreme că părinții cumva influențează aceste complexe pe care le are copilul. Nu le influențează, categoric sunt acolo. Uh-huh. Copilul copie părinții. Așa. Da? El vine, imaginați-vă ca un CD blank, da? Când vine pe lume. El nu știe. Și atunci, prima dată există acel contact emoțional cu mama, cu tata. El trăiește prin acel emoțional până învață să verbalizeze, să meargă, să facă. E clar că trăirile părinților se transferă copiilor. Și atunci, involuntar, inconștient. Și atunci e important să lucrăm și asupra părinților și asupra copiilor, desigur cu acordul lor și cine își dorește, dar revenind la copii, ei e bine să învețe de mic să-și gestioneze aceste emoții, pentru că nu vor ajunge poate actori, nici jurnaliști, nici mari oratori, dar întotdeauna vor avea nevoie de un loc de muncă. Și cum îl obții prima dată? Printr-un interviu de angajare. Așa este. Și poți fi cel mai bun. Poți avea toate cunoștințele lumii, dar dacă nu știi să le exprimi, nu ai atitudinea necesară, cuvântul necesar, tonalitatea, nu vei reuși. Și atunci te vei întreba, bun, dar contracandidatul meu îl cunosc. Îl știu din școala primară. N-a fost niciodată strălucit, dar mi-a luat-o înainte. De ce? Și cum? Ei, și atunci te uiți un pic, ce a făcut omul ăla diferit? În primul rând s-a construit pe el și a construit încrederea. Poate cunoștințe are, n-are. Mă refer intelectual academic, dar are încredere și a făcut un brand personal, s-a construit pe el. Ori asta este foarte important pentru copii și mă bucur că părinții înțeleg acest lucru și cadrele didactice înțeleg și bine ar fi să fie cât mai multe astfel de oportunități. Copiii învață foarte multe la școala dumneavoastră pentru copii, dar ce ați învățat dumneavoastră de la ei? Da, e o întrebare pe care o primesc des. Am învățat să mă bucur, dar mă bucuram și înainte, eu fiind un hedonist perfect, dar am învățat să mă bucur involuntar, real, spontan. Am mai spus asta, când îi întreb pe copiii care merg la teatru, la Teatrul Luceafăru, pentru că cei mici, mici, acolo merg la început, îi întrebi, ți-a plăcut? Da. Și ce ți-a plăcut cel mai mult? De ce mergi tu la teatru? Ca să ne râdem. Așa spun. Lăsăm gramatica deoparte. Eu știu că nu e corect, dar așa spun ei. Da. Și ei ce fac acolo de fapt? Pur și simplu trăiesc, sunt personaje în piesa din fața lor. Da? Sunt cenușăreasa, sunt fetița cu chibrituri, sunt ce mai văd ei pe scenă. Ei, bucuria asta o pierdusem, am avut-o și eu cândva. Dar bucata aia din tine care pur și simplu explodează, asta am învățat de la ei în primul rând. Și am mai învățat, reînvățat să mă joc. Nu să mă prostesc. E diferență. Să vă jucați. E diferență între joacă și, nu știu, caragioslâc.
Da, asta am învățat de la ei și învăț tot timpul. Revenind la lansarea de carte, Autentic, cât de dificil este să lansezi o carte în România? Nu știu la ce vă referiți exact, dar dacă vă referiți la vânzarea de carte sau dacă, la vânzarea de dacă carte, poți la... trăi din scris, din scrisul unei cărți, se poate și am văzut mari autori. Dar pentru o persoană aflată la început de drum, nu zic de mine, eu nu mai sunt de mult la momentul debutului. E adevărat că este prima carte, dar pentru o persoană care și-ar dori să facă acest pas, să fie din asta să trăiască, exclusiv, nu e ușor, pentru că piața de carte în România nu este la nivelul altor țări. Nici publicul nu este la nivelul altor țări, mai este mult de lucrat aici, dar nu vorbesc despre asta. Dacă mă întrebați, dar mie, pe mine, dacă mi-a fost greu sau ușor... Pe dumneavoastră. Nu mi-a fost greu. V-am spus, materialele existau, le-am revăzut, reeditat. A fost frumos, a fost un dar al meu pentru o parte din comunitate, cea cu care mă cunoaște, cu care colaborez de mulți ani, cu prietenii mei. Mie nu mi-a fost greu. Deci, pentru dumneavoastră, apariția acestei cărți a fost, de fapt, ceva care ar fi trebuit să se întâmple și era logic că se va întâmpla la un moment dat. Da. Deci, undeva, în adâncul sufletului dumneavoastră, știați că într-o zi va fi și va fi această prima autentic. Carte. Da. Da. De unde a pornit denumirea? Pentru că ați spus că sunt trei compartimente, da? Dar de ce ați lăsat denumirea Autentic? V-am explicat la început, prin acea întrebare, cât din ceea ce trăim, vorbim, iubim, simțim, este cu totul și cu totul adevărat, indiferent de câte compartimente ar avea o carte. Cât suntem, cât ne asumăm din ceea ce facem, cât vă asumați dumneavoastră, cât îmi asum eu, sau publicul larg, sau cei care ne privesc acum. Deci este cumva întrebarea care este reprezintă un... întregul mesaj al cărții. Este întregul mesaj al cărții și o întrebare la care, o invitație, la care ar trebui să răspundem mai des, nu tot timpul să ne zuruie în cap. Sau măcar în fiecare dimineață, dacă măcar suntem în fiecare dimineață sau seara, da? Ce am făcut eu astăzi? Știți că există metoda jurnalului, a existat dintotdeauna, n-am inventat noi absolut nimic acum. E rebranduită sub tot felul de alte denumiri, în fapt scrierea creativă. Ei, ca și cum ai scrie într-un jurnal sau poate chiar țineți un jurnal. Ce am făcut eu astăzi? Și din ceea ce am făcut, cât este esența aia de adevăr? Dar adevărul ăla sublim, curat, curat. Pentru că e adevărat. Am vorbit de roluri. Viața ne duce pe diferite căi. Avem diferite roluri. Poate nu mereu suntem sfinți. Sau nici măcar primul prag nu-l atingem. Sunteți cunoscută aici la Iași ca fiind un om al bunătății. De unde găsiți inspirație și motivație de a fi mereu lângă oameni, să le acordați o mână de ajutor? Sper că am fost de fiecare dată alături de ei atunci când mi s-a cerut ajutorul. Nu știu să fi refuzat vreodată. De unde găsesc inspirație? Nu știu dacă ai nevoie de inspirație când ți se cere ajutorul. Dacă eu v-aș ruga pe dumneavoastră acum să mă ajutați cu ceva, nu știu. Ați avea nevoie de inspirație, ați avea nevoie de disponibilitate. Da, pot așa. Sau nu pot? Da? Cu toată sinceritatea. Să fii inspirat în sensul în care să ai energia aia de a ajuta oamenii. Da, multe lume mă întreabă. Să te inspire oamenii, să vrei să le fii util, pentru că de multe ori oamenii ne și dezamăgesc. Ne și dezamăgesc, așa este, de multe ori. Dar nu m-am uitat la partea asta. Multe lume m-a întrebat de unde ai energia să mergi mai departe. Nu știu, din mine o am și din ceea ce văd în jur. Mă ajută foarte mult, sunt o persoană foarte empatică și mă bucur de bucuria celui de lângă mine și dacă pot să întind o mână de ajutor, de ce să nu fac? Ați spus că niciodată nu ați refuzat să ajutați pe cineva.
cum se întâmplă acest lucru? Pentru că uneori nu mereu suntem disponibili să ajutăm pe cineva. Dumneavoastră vă mai anulați din chestiile personale și ajutați pe alții sau pur și simplu găsiți suficient ca spațiu timp să mereu faceți. Rupt de la familie, da. E adevărat, și pentru job și pentru proiecte și pentru afaceri. Dacă eu n-am făcut-o direct, măcar am redirecționat. Știți? Și până tot e un ajutor. Și tot e un ajutor. Da. Adică n-am spus nu pot, n-am chef, n-am timp. Dacă eu n-am putut să ofer din bucata mea de energie acolo ca să crească, am redirecționat, am sugerat altfel sau am găsit o altă cale. Dar n-ați spus niciodată nu? N-am spus nu pentru că eu fac mereu, de când sunt eu, întreaga mea carieră am făcut așa și o fac zilnic, un joc pe care vă invit și pe dumneavoastră să-l faceți și pe toți cei care ne privesc. Faceți schimb de rol cu cel din fața dumneavoastră. Ce ai face tu dacă ai avea nevoie odată, nu știu, de sprijin și ți s-ar trânti o ușă în față? Da. Da. Și atunci înțelegi. Și de ce trebuie înțelegi. Să ajuți? Nu trebuie, nimic nu trebuie. De ce cauți, de ce vrei să fii lângă el? Dar de trebuit nimic nu trebuie. Cine mă obligă pe mine în acest moment să fac un lucru la care eu nu consimt? Cine mă obligă? Sau pe dumneavoastră, cine vă obligă? Numai sufletul nostru. Sufletul nu ne obligă, sufletul ne sprijină să dăm mai departe. Sau ne cere, da, sau ne cere. E nevoie. Dumneavoastră considerați că toate lucrurile bune pe care le facem pe acest pământ se întorc înapoi la noi, cu oameni la fel de buni? Nu știu dacă se întorc. Na, știți cum, se spune că nu e bine să aștepți recunoștință. Da. La început dai din ceea ce ai, apoi dai din ceea ce ești. Nu știu dacă se întoarce sau nu, dar știți ce contează cel mai mult? Mulțumirea mea. Și dacă acea mulțumire, acea stare de pace și de bucurie interioară înseamnă că mi s-a întors ceva, probabil că da. Eu totuși consider că... Adică eu nu faci un lucru ca să primești ceva. Eu mă așteptam că atunci când m-am întrebat dacă e dificil să lansezi o carte în România, o să răspundeți că totuși e dificil. Dar după ce mi-a spus... Nu e ușor. Nu e ușor, dar nu e ușor. La fel de greu pe cum ar fi pentru altcineva. Și poate asta e felul în care vă răspunde universul la ceea ce faceți dumneavoastră. Că oamenii sunt la fel de receptivi cu dumneavoastră în momentul în care... Da, nu e ușor, mai ales pentru un tânăr aflat la început de drum. Chiar cred că ar fi greu, pentru că sunt costuri foarte mari și financiar, dar și emoțional, sufletesc vorbind, munca e multă. Trebuie să fii și construit cumva, adică, știți, cartea asta până la urmă e o bucată din mine. Așa. Un tânăr aflat la început de drum își pune toate speranțele în ea și constată că din câte exemplare a tipărit și pentru care a cheltuit, vinde câteva. Și din alea câteva vin vreo doi care în loc să-l felicite, spune, a, uite ce a scris și ăsta, uite, mai bine stătea degeaba, știi, pe Netflix sau pe, nu știu, Instagram. Și atunci normal că... Demotivează. N-am spus că e ușor, pentru mine n-a fost greu, dar depinde cum priviți dumneavoastră. Și greutatea e ceva relativ, pentru că ceea ce pentru cineva e ușor, pentru cineva e foarte greu și invers. Și invers, da. Depinde cum privim lucrurile. Depinde cum privim lucrurile. În România nu e ușor să trăiești din scris. Eu nu știu dacă aș trăi din scris, pentru că jobul meu e cu totul altul, profesia mea e cu totul alta. Ia acest volum a fost o încununare a unei părți a muncii mele. Ați făcut un primul rând pentru sufletul dumneavoastră. Da, se poate spune și asta. Am făcut-o în primul rând pentru mine. Era și momentul ei. Știți că lucrurile nu apar niciodată întâmplător în viața noastră. Așa este. Maura, mi-a făcut mare plăcere să discut cu dumneavoastră în această dimineață. Vă felicit. Mulțumesc. Pentru această carte minunată. Să știți că m-ați făcut curioasă să o savurez și eu, să o citesc.
Și vă mai așteptăm cu mare drag de fiecare dată când aveți proiecte care merită auzite sau, de ce nu, o altă lansare de carte. Mulțumesc frumos și desigur vă invit și pe dumneavoastră să fiți alături în ceea ce vom face pe viitor. Iar acest volum e darul meu de florii. Foarte frumos! La mulți ani și să aveți sărbători cu bine! Vă mulțumesc foarte mult! Chiar nu m-am așteptat, sincer vă spun. Și ați menționat de florii. Eu sunt Viorela și probabil că... De aici a venit. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost atentă și la numele meu. Alături de mine a fost Maura Angel, iar noi continuăm cu o pauză de publicitate.